În perioada în care vacanțele în țară au ajuns pentru români mai scumpe ca niciodată, politicienii au continuat să meargă în deplasări oficiale la mare distanță pe banii statului. Chile, Japonia sau Bahrain se numără printre locațiile bifate de aceștia. Cea mai scumpă deplasare externă a depășit suma de 50.000 de lei. Potrivit datelor furnizate de Camera Deputaților și Senatul României, aleșii au avut o activitate externă nu doar în instituțiile în care ajung cel mai des, cum ar fi cele de la Bruxelles sau Strasburg, ci și pe alte continente. Astfel, cea mai îndepărtată vizită a avut loc pe continentul sud-american. Carmen Holban, Rodica Paraschiv și Viorica Sandu au petrecut 5 zile în Chile. Cele trei deputate PSD au fost aici într-o vizită la nivelul Comisiei pentru Egalitate de Șanse pentru Femei și Bărbați. Cele trei au participat la o serie de întâlniri întâlniri bilaterale cu scopul de a consolida relațiile parlamentare bilaterale între legislativele celor două republici. Valoarea deplasării în care deputatele au mers și au vizitat mai multe instituții reprezentative din capitala statului Chile pentru fiecare persoană în parte a fost de 28.764 de lei. Potrivit datelor furnizate de Camera Deputaților, alți aleși care au ajuns în Orientul Mijlociu, în Emiratele Arabe Unite, sunt senatorul UDMR Antal Van Laurent, senatorul PNL Eugen Țapu Nazare și deputatul UDMR, Bende Şandor. Vizita lui Antal Ișdvan-Lorant a costat senatul aproximativ 20.000 de lei, iar pentru Țapu Nazare Eugen, senatul a decontat suma de peste 19.000 de lei. În cazul lui Bende șandor, vizita a costat doar 8.879 de lei. În topul celor mai costisitoare vizite la Camera Deputaților se află cea a deputatului USR, Nicu Fălcoi. Deplasarea a constat în vizitarea Comisiei pentru Apărare și Securitate a Adunării Parlamentare a NATO, iar totalul costurilor a fost de 5. 52.524 de lei. Pe locul 2, ca sumă uriașă cheltuită, a fost vizita deputatului PNL Ben Oni Ardelean pentru același eveniment, dar în cazul căruia a fost plătită suma de 45.182 de lei. În cazul Senatului, cea mai costisitoare deplasare a fost cea a Ancăi Dragu în Statele Unite, pentru care au fost cheltuiți 39.856 de lei. Aproape de aceasta, ca suma a fost Titus Corlețean, președintele Comisiei de Politică Externă din Senat. Pentru el, de deplasarea tot în Statele Unite ale Americii a valorat suma de 39.762 de lei. Șase senatori și deputați au mers în luna martie în Bahrain, Asia, pentru cea de a 146-a adunare a Uniunii Interparlamentare. Este vorba despre Daniel Zanfir de la PSD, Marcel Vela, PNL, Sorin Mateescu de la AUR și Silvia Dinica, USR din partea Senatului și deputații Zacaria Zoltan de la UDMR și Ioan Cupșa de la PNL.